Hei, hei, hei! Sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează? Pentru mega colecția de rachete pentru anul acesta. Anul trecut am avut o mega colecție de rachete de la Fireshow, da? Anul acesta am o colecție de rachete de la diverse firme. Și, iară, nu e wow, da? Pentru voi nu e wow, nici asta nu o să fie wow. Voi ziceți wow când vedeți 100 de colecții în care sunt Piccolo și toate alea, da? În fine. Așa. Ca de introducere, avem Red Warrior de la Tropic. Nu o să stăm să analizăm toate produsele, o să vină test cu ele separat și vedem atunci. Bun. Mai departe. Un pachet de Comet 2 de la Pirotehnica Mania. Da? Așa. Mai departe. Un set de rachete New Generation de la Iorghe. Avem și alte chestii aici. Ok. Mai departe. Un set de rachete Red Devil. Opa, am căzut chestia asta. Astea sunt de la Classic. Da? Avem acolo logo-ul Classic. Pe urmă. Un set de rachete Killer. Iorghe. Pe urmă. Set de rachete 007 Cometa. Nu că aș fi o prieten cu Cometa, dar 007. Mai vreți? Mai vreți? Încă nu e wow. Mai vreți? Stați că pun pe pauză. Bun, unde am rămas? Nu mai știu unde am rămas. Diabolo de la Tomasek. Mai vreți? E destul de wow? Magic Sky. Tomasek. Ia, atât. A fost destul de wow? Nu așa-i? Și dacă nu a fost destul de wow, atunci eu zic să continuăm. Uitați aici. Space Rockets. Uitați aici. Space Rockets. Ha? Cum e? Wow? Sau nu e wow? Ia uitați. Cine își mai aduce aminte? Într-o colecție foarte, foarte veche. Le-am mai avut. Am tras din ele. Am păstrat și pentru colecție. Uitați, Hercules de la Iorghe, 26 de rachete. Punem pe pauză, că trebuie să ridic camera mai sus, pentru că nu mai încape în cadru imaginea. Bun, mai departe, stați așa. Fabulous. Tomasek. Uitați aici. Cum e? E wow? Acum să vă aud dacă mai puteți să ziceți că nu e wow. Da? Stați așa. Ei bine, e ultimul set din această colecție. Ia să vedem. Elgato. Ați putut vedea poze cu ele pe Instagram, când mai exista Instagramul, pentru că da, copiii invidioși, da, haterii au început să raporteze contul și automat sistemul așa îi la
La Instagram, când ai o grămadă de rapoarte, îți închide automat și foarte greu recuperezi contul, greu ei intri în contact cu ei. Dar asta e, suntem în România, da? Deci unde invidia și răutatea e la mama ei. King Rocket, 3 bucăți, importat de către Tomasek, dar producătorul este El Gato, da? Uitați aici. Invidioșilor care sunteți, da? Pentru că da, dacă eu îmi permit, dacă fac colecții mișto, copiii invidioși, ce fac? Dau rapoarte la conturile de Instagram. Nu numai la mine, și la alți youtuberi din România, da? Pe nișa asta. Începe și dați rapoarte. Și ce ați rezolvat? Am pierdut un cont de Instagram, așa. Și în continuare o să fac colecții, o să fac teste, o să cumpăr în continuare. Nu fac asta pentru vizualizări, nu fac asta pentru followeri, da? Să am acolo, nu știu, 10.000 de urmăritori pe Instagram, puțin îmi pasă, ca să știți. Deci eu în continuare o să cumpăr, atâta că nu o să vedeți voi, da? Momentan am și canalul de YouTube. Dacă nu o să mai fie, asta e. Nu o să mai vedeți și nu o să mai aveți pe ce să fiți invidioși. Pur și simplu. Eu în continuare, așa cum cumpăram și testam produse și înainte să-mi fac canalul de YouTube, da? Eu tot așa cumpăram produse, tot așa colecționam, tot așa testam. Doar că nu filmam, da? Nu le puneam pe YouTube, nu le puneam pe Instagram, pozele. Dar tot așa le aveam, da? Așa că nu aveți decât să faceți, să dați cu hate, să dați rapoarte, să nu mai aveți pe ce să fiți invidioși, da? Că așa suntem noi, așa sunt oamenii din România. Dacă celălalt are, atunci gata, eu sunt invidios și de unde are? De ce are? Păi luptă, frate, muncește, să-ți rup cocoșa și tu în străinătate, da? Ca să poți să cumperi chestii pe care ți le dorești. Nu stând acasă, la calculator, lăsând comentarii răutăcioase, lăsând hate, da? Du-te, frate, termină școala, du-te în străinătate și rupeți cocoașa muncind, ca să ai, da, tot ce-ți dorești. În fine, asta a fost atât colecția cât și puțină vorbă acolo, o să mă descarc eu puțin, puțin, pentru că da, ăștia suntem. Și acum asta e, o să vină test la fiecare în parte, la fiecare set, o să vină și filmare cu gramaj, cu tot ce trebuie. Până atunci, invidioșilor, uite, voi o să fiți invidioși și hateri cât trăiți și tot nu o să aveți așa ceva, pentru că sunteți răi, aveți o inimă neagră, sunteți invidioși până în mădula oaselor, sunteți. N-are rost. N-are rost. Bun, asta a fost și cu această colecție de rachete de anul acesta. Să văd, poate o să mai cumpăr. Și poate o să mai aveți pe ce să fiți invidioși. Dacă găsesc să mai cumpăr chestii care să mă atragă și pe mine, să-mi placă, poate mai cumpăr și alte seturi de rachete. Până atunci, ne auzim data viitoare cu o altă colecție, cu un alt test, cu nu știu ce. Vedem. Și dacă mă întrebați, dacă v-ați uitat până la sfârșit, eu fac show de Revelion, da? Eu mă distrez de Revelion cu produse. Doar că nu filmez. Nu stau să-mi îngheață mâinile filmând produsele. Să stau să mă uit pe telefon sau pe cameră să filmez ce fac acolo și să... Nu. Eu mă distrez de Revelion, de aceea nu prea vedeți la mine filmări din Revelion, pentru că îmi place să mă distrez și să nu-mi pierd timpul cu filmat, da? Puțin îmi pasă. Nu fac asta. Dacă aș făcea pentru vizualizări, aș filma și Revelionul. Fac asta din pasiune,
Iar de Revelion o fac ca să mă distrez, da? Despre asta e vorba de Revelion, nu ca să filmez, să fac content pentru voi. Și voi vă distrați, distrați-vă cum puteți, cu ce aveți. Doamne ajută, asta e. Dacă filmez de Revelion e bine, dacă nu, nu, eu tot o să folosesc produse de Revelion și o să mă distrez și fără filmat. Ca și idee. Bun. Ne vedem data viitoare, că s-a întins iară, am vorbit. Am zis ce am avut de zis, una alta, ar mai fi multe de spus, dar oricum nu ascultați ce am eu de zis. Așa că sunteți cei mai tari, cei care mă urmăriți în continuare, iar haterii, nu vă uitați, fraților, sunteți invidioși, nu vă uitați, mergeți, uitați-vă la, nu știu, Ilie Moldoveanu și, nu știu, camera de alea prostești de 2 bani, da? Fiecare cu ce-l doare, cu ce-i place și așa mai departe. Încă o dată, mersi fain pentru că sunteți aici, cei care sunteți cu adevărat pasionați. Să ne auzim și să ne revedem cu bine și pe viitor. Pa, pa!